Uzina metalurgică de la Râmnița a obținut noi autorizații de mediu pentru activitate până la 31 decembrie. O decizie în acest sens a fost aprobată de membrii Comisiei Situații Excepționale la hotărârea din 5 decembrie, scrie Agora.md. A fost prelungit până la 31 decembrie 2022 termenul de valabilitate a autorizației de mediu privind gestionarea deșeurilor și autorizației de emisia poluanților în atmosferă de la surse fixe, eliberată pentru uzina metalurgică moldovenească, se menționează în hotărârea CSE. Vă amintim că la începutul lunii noiembrie, în contextul crizei energetice, autoritățile de la Chișinău au lansat un îndemn de economisire a resurselor energetice. La scurt timp, așa numitele autorități separatiste au comunicat despre un set de măsuri aplicate, și anume că au redus semnificativ consumul de gaze naturale, încât să se încadreze în limitele stabilite de Moldova Gaz. Mai exact, ar fi fost întreruptă activitatea uzinei metalurgice, uzinei de ciment de la Râmnița, activitatea Tirolex și a fabricii de cărămidă din regiunea transnistreană.